Salutare tuturor și bine v-am regăsit oameni buni la un nou episod de Sky Factory 3 împreună cu Cedric Iar dacă n-ați no. văzut episodul trecut uh, Trebuie să vă duceți jos în, în, descriere și să verificați acolo video lui Cedric Pentru că acolo s-au întrebat toate, toate astea de prin jur uh, Ok și să ne întoarcem noi oameni buni la treaba noastră uh, Noi am avut noi am avut în plan da, trecută să facem uh, uh, energie, așa că am făcut energie, deci după cum vedeți aici Funcționează exact cum trebuie um, Așa nu știu de ce chestia nu funcționa uh, Și din câte mi a zis voi Dacă uităm mâncare lui prostul ăsta de aici Ăsta face mai repede Adică uite noi dacă ne punem și luăm gravel ul și îl punem aici Ăsta lucrează mult mai repede Și după cum vedem chiar lucrează mult mai repede Și asta este foarte foarte bine Și am făcut, am făcut noi foarte foarte mult gold Și uh, am făcut uh, aceste gold spike-uri Dar nu știm de ce nu prea funcționează uh, aceast, acest grinder Adică, uitați am făcut cu mob fenuri, am făcut cu tot, tot, ce, tot ce trebuia Și nu funcționează, chiar nu am nici cea mai mică idee de ce, de ce nu se spawnează După cum vedeți am mai făcut aici și um, o, mică, mică, um, o mică, mică fermă Și eu o să trebuiască să facem acest growth crystal tier tu Ca să-l punem în loc cu apei Ca să ne fertilizeze și să ne ude uh, Bă, frate, iar, iar, iar au venit că astea de pe insula aia. I-ai spart tu zidul Nu, no, tu l-ai spart Eu nu l-am spart Cedric A, da, eu l-am spart Ok, punem aici două bucăți Păi și fraților, nu am nici cea mică idee De ce acolo... Uite, s-a spart o găină Lol S-a spart o găină, ești nebun? Nu vine să cred că s-a spart o găină uh, Cedric, te poți culca tu pentru mine? Uh, da. Și am făcut, am făcut aici o cameruță jos deci am făcut aici fratelor, o de care sunt foarte, foarte încântat. Îmi place foarte mult cum arată. Adică, bine, e pur și simplu o platformă, sub, dar e sub. Îmi place îmi place foarte mult că e diferită de față de celelalte. Și aici o să facem gen. Um, gen. uitați-vă cum e aici, așa o să faci și sub grinder și acolo va fi uh, tot așa. Um, vor fi foarte, foarte multe compact draw uh, care uh, care vor stoca itemele pe care mobile dropează. Și mă gândeam. Uh, mă gândeam eu că în acest, uh, în acest video să ne ocupăm foarte, foarte mult de aceste minereuri, adică să le, să, nu știu, să le scoatem, să le pâcă și pâși, să mai facem pe aici câte un Sterling Generator, să unim, să automatizăm totul, să avem din ce în ce mai multe resurse, pentru că, după cum vedeți, eu am la mine chestiile astea și eu sunt curios dacă uh, dacă putem automatiza, adică, din acest ia yeah. Zic ești nebun? Aaa. Ești nebun să mă fac picioarele că tu prăjit. Ok, tu rezolvi chestia aia pe mine, nu-mi pasă. Uh, ok. Jesus. <laughs> ok, deci avem autosivul, perfect avem chestia asta, hai să o spargem. Și vreau din complex draw astea să Deci aici avem infinit Și ia să vedem cum am putea noi să Transmitem energia din chestia aia Uite ia să facem gen așa Punem oposite Punem una în partea asta și una în partea asta Și dacă punem așa Ar trebui să primească energie Ok deci are nou mesh aici Ok Nu are niciun hammer și eu dacă pun de exemplu Nu știu ia să vedem um, Nu-mi place de omul ăsta Și nu cred că pot să-l bat dar trebuie să încercăm. Frater. <laughs> uh, ok, ia să vedem ce mai avem nevoie pentru pipuri. pentru am gazut în void. Nici și... nu mai țin minte ce avem nevoie pentru pipuri. Uh, ok, deci Cedric a căzut ca un ratat în void. Hai să okay, vedem cât redstone, cât redstone mai avem aici în al chestul nostru. Avem um, 11, cu 11, cu câteva de astea. Lol. Ok. Ce uh, să punem, uite, așa. Și de ce mai avem nevoie? De glass. Perfect. Luăm de asta glass. Punem așa, așa, așa. Cu ăștia aici. Puc, puc, Perfect. Avem pipe -uri. Și acum ia să vedem cum facem noi. Ca din. Uh, ia uite hai să vedem. Uite punem una aici. Și ne ducem gen așa. Oh, Nu. Nu suntem pe drumul cel bun aici. Uh, uite trebuie să punem gen așa. Și noi dacă punem chestia asta aici. Ar trebui să primim cobblestone. Ar trebui. Zic doar că ar trebui, dar nu cred că primește cobblestone pentru că tot cobblestone din chestia aia uh, la Ia uite aici să o luăm gen așa. Luăm una jos. Nu e bine. Luăm așa. Tot nu e bine. Ia uita aici să o luăm așa. O coluim tăt. Și aici dacă punem asta sper acum să funcționeze. transfer node. Deci aici primim. Și aici iară primim. Dar nu cred că e bună chestia asta, Hai să vedem. Ok. Uh, aparent nu știu cum trebuie să facem chestia asta. Deci asta trage. A, ah, uite că merge. Perfect. Hai să vedem noi dacă putem face cum, dacă putem face cumva ca din asta, să ducem gen așa. Ia să vedem, hai, scoate ceva material Bine mă, bine mă, bine mă, uite că am început să ne automatizăm Deci, bine, arată, arată destul de urât momentul ăsta aici Arată destul de urât în momentul ăsta aici Dar, uitați-vă, noi, noi, am început Super, super bine aici Deci noi o să avem acum o sursă cam aproape infinită de Iron și de Gold Deci e super, super bine până acum um, Ok, ce mai putea noi să facem acum? Deci dacă ne-am automatizat chestia asta, uitați-vă cât de urât arată aici Ne-am început să ne automatizăm, uite pe aici deja nu mai... Ia, de da, sunt curios dacă... Dacă eu pun lipit și de ăsta. Îi mai dă oare? Da, îi mai dă. Deci nu ne, nu ne deranjează cu absolut nimic. Bada ne cam dezavantajează. Dar ne foarte, foarte multă energie. 20. Ok. Și ăsta. Da, ne scade, ne scade ușor. Dar că oricum, oricum, oricum din ce în ce mai bine o ducem. O ducem foarte, foarte bine. Um, și așa, ia să vedem. Uh, mă gândeam să mai upgradăm și din cobblestone generator astea. Pentru că deja avem iron. Și deja putem, cred că am putea să le facem pe toate din iron. Asta cred că ar fi... Cea mai cea mai bună investiție momentană um, Și hai să spargem 1. 2 Și hai să spargem 3 Și să mergem să punem așa pe mijloc Și Ok și după aia mergem și îl facem și pe celălalt uite adică exact acum Care are 3600 nu hai să-l punem acum astea aici uh, Așa dar nu știu care e diferența dintre tier 2 și tier de deci Cedric Da ce faci acolo, omule? Nu știu, sunt nervant scriperi ăștia Omule, ce faci acolo? Uh, deci dați să Cedric ce încearcă el să facă și de ce ai luat spike-urile? Lol deci De ce nu înțeleg de ce pușcă e numai un slab gen Păi da, cred că tot te vede, n-am -am, -am nici cea mai mică idee, fraților, deci n-am nici cea mai mică idee Deci, cred că s-a despaunat găina, da, găina nimic s-a despaunat <laughs> ar fi fost, ar fi fost fain să păstrăm găinuța aia, ar fi fost, ar fi fost foarte, foarte bună, am fi putut să facem o fermă ceva cu ea, nu știu. Măcar știm că se spawnează. Da, măcar atâta, sunt, sunt foarte, foarte fericit pentru că s-a spawnat, asta, asta, sunt extrem de fericit pentru că s-a spawnat, ah, aici era aeră, nu? Uh, ok, facem așa, punem aici și îl facem și celălalt cable storage generator și ușor, ușor încercăm să uh, urcăm cât, cât mai mult, adică nu cred că o să aibă rost să facem... Uh, să facem un cobblestone generator tier 5. Asta e cred că e cea mai mare prostie pe care putem să o facem. Um, facem atât, adică unul singur cred că este de ajuns. Uitați-vă că deja se simte, deja se simte că um, că se umple foarte, foarte bine. Și deci am făcut aici un, un, mic compact drawer, așa de numai de basic drawer-uri. Uh, unde să le unim așa pe toate și să avem cobblestone-ul să nu mai fie aici așa tot și să um, să l avem uh, puse acolo în basic drawer și dacă ne trebuie, nu știu, putem să mergem acolo și să luăm cel, cel mai bine. Și îmi place, place foarte mult pentru că uitați chiar am găsit un, o funcție din asta de exemplu de căutare, adică nu știu cât e de eficientă, dar totuși ne ajută, spre exemplu. Deci noi dacă mergem aici, avem nevoie de exemplu de redstone și scriem așa. Da, dăm double click și scriem redstone. Ar trebui să uite rezonul vedeți bine ne, ne arată rezon doar așa dar e puțin e puțin mai greu de folosită și nu prătăsare în ochi dar încercăm ușor ușor să mergem în um, eu avem refined storage aici avem refine storage deci ușor ușor încercăm să ne punem pe baza de refined storage dar trebuie să ne facem solar panel -uri. deci o să trebuiască să intrăm în solar panel-uri și să vedem ce avem nevoie pentru solar panel um, Uite, de exemplu, încercăm să facem solar panel. Deci avem nevoie de foarte, foarte, foarte mult dirt. Ăsta, dirt. De foarte mult gold. Ceea ce avem. Avem foarte, foarte mult gold aici. Pentru că, dacă țineți bine minte din uh, video trecut al lui Cedric. Uh, de fapt, și din a și de al lui Cedric. Uh, aici am, 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 uh, am, 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 am în română, te rog. Um, am sivuit foarte mult Gravel și... El a făcut aici totul manual, dar noi acum avem totul automat, deci suntem super, super șmecheri acum. Bine, funcționează cam, cam greuț și iasui. Dar totuși este automat, este automat, este. Uh, ok, trebuie să ne gândim cum să cum să facem cât mai multă energie, cred că o trebuie să, să facem. Cred că o trebuie să mai fac un Stirling generator de asta. Ok, deci am nevoie de două de astea, asta știu sigur. Uh, hai să mergem să luăm de aici de undeva. Uh, Lem. Hai să mergem la chestul, la Colossal chest. Cedric, de ce ai făcut atâtea... Ce am? De ce ai făcut atâtea... slab Nu știu. Da, nu știu, am nici mai idee de ce ai făcut atâtea slab uh, Oricum o să le aruncăm în void, pentru că n-avem ce face cu ele, n-avem ce face cu atâtea, chiar Uh, ok, deci mai am nevoie de niște cobblestone, redstone, iron, Uitați să mai luăm niște iron de aici cât timp așa uh, și redstone-ul știm deja pe unde am plasat, uite gen pe aici, uh, Ironul de acolo, mai am câtva iron acolo, cobblestone-ul luăm de aici. A, ah, nu știam că dacă clic. lol, perfect. Nu știam că dacă ții shift și click dreapta pe, uh, pe un drawer, avem un panou de control către Ok, am uitat de de lemn nou. Ok, avem acum poc, poc. Hai să facem gen, nu știu, facem vreo 2-3 sterling generatorul ca să nu uh, să nu avem probleme pe mai târziu. 3 facem așa 3 și trebuie să facem niște 1, 2, 3 perfect acum ce faci mă? de ce mi-arunci aruncat ăsta nu? Uh -huh. bucată chiar mi-a aruncat o bucată ok unde da. e piatra fină? uite aici așa hai să vedem câte, câte ne asă. exact 3 Perfect, fraților, perfect. Și acum trebuie să facem 3 găleți. 1, 2, 3, de fapt da avem doar de două găleți, uh, dar ne punem adică ținând cont că avem aici o sursă cam aproape infinită, ținând cont de chestia asta de aici, dar mm, 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 să zicem că merge, așa folosim doar două uh, și cum să, cum să amplasăm noi de chestia deci mai avem patru pipe-uri, uite luăm asta așa, spargem de aici, spargem și chestia asta, Ce mă enervează? Ok, ce mă pace mie? Facem așa. Ne ducem în spate și punem pe pull and push. Și aici în spate pe pull and push. Și ne ducem și îi dăm o găleată. Dar vreau să ajung sub. Te rog, las-mă să intru sub. Ok. Perfect. Perfect. Ia să vedem acum, deci mă că trebuie să uh, Trebuie să o totă toată, toată Toată partea asta numai ca să ajung la La chestiile astea două Ia să vedem, deci dacă punem așa Cum ar trebui iar să vină Hai Gata, uite că vine Perfect și ar trebui să ia Energie de la ăsta Asta să oferă energie ăstea. Și să se ajute cu asta deci ok perfect până acum uh, da o să oricum o să încercăm să ne upgradăm din ce în ce mai mult deci iară puțin tel puțin tel am lucrat și acest videoclip. Um, ce pot să zic că o să încercăm să facem cât mai mult gold o să stăm foarte mult off camera ca să topim toate toate. Um, Ia hai să mai dăm niște mâncare lui fraierul ăsta, de vedem cât de repede sivuie Mamă, 6.5, bă, ești bun. A, cred că aici trebuie să punem transfer, transfer node, de a nu Ia să vedem acum Acum ar trebui să ia, ai ai, uite-l mă, uite ce lucrează Gigel Și Gigel aici, vrate, îi dă bice Foarte, foarte bine, Cedric, cum te descurci, dragul acolo? Destul de bine. Destul de bine? De ce ai pus apă? Că nu înțeleg. Pentru că aparent altfel nu avem cum să facem și fără să bubuie creeperii. Ok, o să rezolvăm noi și cu, și cu chestia asta, deci ne upgradăm din ce în ce mai mult. Uh, nu știu, ia, ia să mă gândesc. Uh, ia ziceți-mi voi, dați-mi o idee pentru ce am putea să uh, punem aici jos pe lângă... Uh, tot generatorul ăla de energie pentru că aici jos vreau să fie generator de energie deci să, ca, deci să înțelegeți că aici jos aș vrea să fie generator de energie și încă ceva, nu știu Și o să iau un comentariu așa random și dacă îmi place aici jos Pur și simplu o să punem ceea ce, nu știu, tu, poate tu chiar ai zis-o în momentul ăsta orat, Poate te-ai te dus acum jos în comentarii și ai zis Bă, uite aici să zic lui fraierul ăsta să facă, nu știu, un generator de cioci Și eu o să mă duc să fac un generator de cioci dacă chiar îmi place <laughs> Ok bă braților, uh, cam acesta a fost episodul pentru astăzi, uh, nu prea am, uh, nu prea am făcut noi cine știe ce, dar ne, ne mișcăm încet, dar bine, asta asta este uh, motivul pentru care ne mișcăm încet, pentru că trebuie să fie și bine, deci o să încercăm să rezolvăm acum și grinderul și să, și nu știu, poate mutăm și toate chestiile astea aici, eu v-am arătat așa cam cum, cum se fac uh, uh, toate, toate chestiuțele astea aici. Uh, deci toate sunt pline, după cum vedeți toate sunt pline Încercăm să automatizăm și să upgradăm totul um, Poate, poate chiar le mutăm jos Deci um, Ba, trebuie să ne facem și de unelte din Tinkers Nu o mai fă așa Deci bă, fraților, eu am fost Sami, alături de Cedric și v-am pupat Pa, fraților!